Se pare că ești foarte fericit, Kirilov. Da, sunt foarte fericit, răspunse acesta, ca și cum ar fi dat un răspuns foarte banal. Și când mă gândesc că nu prea de mult, erai atât de amărât, atât de pornit, împotriva lui Putin. Acum nu mai sunt. De atunci că nu știam că sunt fericit. Ai văzut vreodată o frunză? O frunză de copac? Am văzut. Am văzut unde mult o frunză galbenă, puțin verzuie, care începuse să putrezească pe la margini. O purta vântul. La vârsta de 10 ani, pe timp de iarnă, închideam în adins ochii și îmi închipuiam o frunză de un verde suculent și viu, cu nervuri, strălucind în bătaia soarelui sclipitor. Deschideam ochii și nu venea a crede că n-o mai văd, pentru că în închipuire era atât de bine și iar îi închideam. E o alegorie? Nu, nu e vorba de nicio alegorie. Pur și simplu o frunză, o singură frunză. E bine că există frunza. Totul e bine. Totul? Totul! Omul e nefericit pentru că nu știe că este fericit. Numai de aceea. Asta e tot. Tot! Cine izbutește să o afle devine îndată, imediat, în aceeași clipă fericit. Soacra aceasta va muri, dar fetița va rămâne. E bine. Am avut această revelație. Dar cel care moare de foame și cel care face rău unei fetițe o necinstește. Și asta e bine. Da. Și dacă vreunul va zdrobi capul celui care a necinstit fetița, e bine. Și dacă nimeni nu îl va zdrobi, tot bine e. Totul e bine. Totul. Sunt fericiți toți aceia care știu că totul e bine. Dacă ar ști că sunt fericiți, ar fi fericiți. Cât timp însă nu știu că sunt fericiți, tot atâta timp vor fi nefericiți. Iată ideea, întreaga idee. În afară ei, nu există alta. Și când ai aflat că ești atât de fericit? Săptămâna trecută, marți. Ba nu, miercuri, pentru că marțea trecuse noaptea. Cu ce prilej? Nu mi-aduc aminte. Pur și simplu așa, dintr-o dată. Mă plimbam prin cameră. N-are importanță. Am oprit ceasul. Era ora 2:37 de minute noaptea. Ca semn că timpul trebuie să înceteze să curgă? Kirilov nu răspunse. Nu sunt bun, reluie el brusc, pentru că nu știu că sunt bun. Când vor afla, nu vor silui fetița. Trebuie să afle că sunt buni și cu toții imediat vor deveni buni. Toți, până la unul. Dumneata ai aflat. Înseamnă că ești bun? Da, sunt bun. De altfel, cu asta sunt pe deplin de acord, murmură încruntat Stavrogin. Acela care va ști să învețe oamenii că toți sunt buni, va desăvârși universul, lumea. Acela care i-a învățat a fost răstignit. O să fie totuși și numele lui va fi Omul Dumnezeu. Dumnezeu Omul? Omul Dumnezeu, tocmai aici e deosebirea. Nu cumva tot dumneata ți-a prins și candela? Da, eu am aprins-o. Te-ai pătruns de credință? Îi place bătrânei să fie aprinsă candela. Dar astăzi n-a avut timp, murmură Kirilov. Dar rugăciuni încă nu faci? Mă rog la orice. Vezi păianjul în care umblă pe acest perete. Îl privesc și sunt recunoscător pentru faptul că umblă. Ochii lui se aprinseră din nou. Se uita drept în ochii lui Stavrogin, cu o privire fermă, neclintită. Stavrogin îl urmărea încruntat și cu dezgust, dar fără pic de ironie. Pariez că până la următoarea mea vizită o să ajungi să crezi și în Dumnezeu, zise el ridicându-se și lându-și pălăria. De ce adică? Dădu să se ridice și Kirilov. Dacă ai fi știut că crezi în Dumnezeu, credeai și acum. Întrucât însă nu știi că crezi deja în Dumnezeu, nu crezi încă, surâse Nicolae Vsevolodovici. Nu-i tocmai așa, chibzui Kirilov. Mi-ai răstălmăcit ideea, tertipuri de salon. Adu-ți aminte de ceea ce a însemnat dumneata pentru mine, Stavrogin. La revedere, Kirilov. Vino într-o noapte. Pe când? Nu cumva ai uitat despre ziua de mâine? Adevărat, uitasem. Fii pe pace. O să fiu în picioare la ora 9. Știu să mă trezesc când vreau. Mă culc,
și îmi spun la ora 7 și mă trezesc la ora 7, la ora 10 și mă trezesc la ora 10. Ai niște însușiri admirabile. Te scrută fața palidă, Nicolae Zdenodovici. Îți descui poarta. Nu te deranja, îmi descuie Shatov. Așa, Shatov. Bine. Adio.